Bună ziua, bun găsit tuturor! Ministerul Mediului anunță că pune astăzi în consultare publică un proiect de ordonanță de urgență care să upgradeze sistemul SUMAL 2.0, să-l transforme în SUMAL 3.0. În prezent, sistemul SUMAL 2.0 urmărește trasabilitatea lemnului din pădure și până în fabrici sau acolo unde acesta este dus. De-a lungul ultimilor 3 ani, SUMAL 2.0 a avut și vulnerabilități, două dintre ele le-au menționat autoritățile. Discutăm despre faptul că transportatorii își pun telefoanele mobile în modul avion sau pur și simplu opresc datele mobile atunci când fac aceste transporturi, astfel că foarte multe cantități de lemn nu pot fi înregistrate în mod legal. De asemenea, mașinile nu au GPS. SUMAL 3.0 va veni cu aceste două noutăți. Toate mașinile vor avea sisteme GPS foarte performante și transportatorii nu vor mai avea posibilitatea să oprească datele mobile pe telefoane în momentul în care efectuează aceste transporturi din pădure și până la fabricile de lemn sau în depozite și nici să-și pună telefoanele mobile pe modul avion. Din datele autorităților, în ultimii 3 ani, prin intermediul apelurilor făcute de populație la 112, 2520 de transporturi ilegale au fost depistate în teren. Ne pregătim să supraveghem pădurea cu tehnologii avansate. Niciun utilizator să nu poată opri intenționat conexiunea de date sau conexiunea GPS pentru a ascunde transporturi ilegale. Vom avea GPS pe toate mașinile care transportă masă lemnoasă în România. Pădurile României sunt ale României și ale românilor și așa trebuie să rămână, iar exploatarea lor trebuie să se facă fără niciun metru cub de lemn în plus față de ceea ce spune legea.